Un hoț a muncit o noapte întreagă să spargă un seif și pentru că era atât de obosit, omul și-a luat o pauză ca la orice zi sau noapte obișnuită de lucru și a plecat la o cafea. Iar când a revenit, a avut un șoc după ce a reușit într-un final să deschidă seiful. Conform mesajul.ro, un hoț a muncit o noapte întreagă pentru a sparge seiful unei societăți comerciale și pentru că nu era nimeni prin preajmă, omul și-a permis să ia și pauze pentru a se uita pe Facebook sau chiar pentru a ieși după o cafea. Munca nu i-a adus un câștig material important, dar i-a garantat o condamnare cu executare. După ce a reușit cu mare greutate să deschidă seiful, hoțul a găsit în interiorul cutiei blindate doar 364 de lei. Șoc și nu alta. Pe sărmanul care a muncit nici mai mult, nici mai puțin decât întreaga noapte. Aflat în zona numită Generic din Vale, a municipiului Pașcani, acesta a luat din curtea unei școli o rangă metalică. Cu instrumentul dat, el a forțat ușa unei săli de fitness din apropiere. Odată intrat, a început să caute bani și bunuri cu valoare mare. Dintr-un fișet metalic a scos un set de șurubelnițe și un clește mops pe care voia să le folosească, ulterior la spargerea seifului. S-a apucat de treabă, dar seiful a rezistat. Obosit, Necoara a deschis calculatorul firmei, intrând pe contul său de Facebook. A mai încercat odată să spargă seiful, tot fără succes. A făcut o nouă pauză, chemând un taxi și mergând la o benzinărie pentru a-și cumpăra o cafea. S-a întors cu cafeaua și a aprins o țigară, a navigat un pic pe Facebook, iar din când în când mai încerca să forțeze sistemul de închidere al seifului. A reușit să-l deschidă în jurul orei 5:30, găsind în interior 364 de lei. A mai luat din firmă două doze de energizant și două batoane proteice. Banii i-a cheltuit rapid. Identificarea hoțului a fost o formalitate. Camerele video din sediul firmei înregistraseră toată activitatea lui Necoară, iar acesta a fost recunoscut de polițiștii locali, care îl amendaseră cu puțin timp în urmă. Tânărul a fost trimis în judecată pentru furt calificat, fiind mai apoi condamnat la un an și jumătate de închisoare, cu executare în regim de detenție. El va trebui să plătească sălii de fitness și suma de 997 de lei, reprezentând banii furați și pagubele produse, relatează mesajul.ro.